Odată, un bătrân a fost întrebat: Părinte, învață-mă cea mai puternică rugăciune pentru a începe postul. Pentru că mă rog, dar Dumnezeu nu mă aude. Acum începe și postul și aș vrea să am inima liniștită. Bătrânul, zâmbind, i-a răspuns: Doi oameni erau pe o insulă pustie și nu puteau să primească ajutor de nicăieri. Și s-au rugat fiecare cât a putut mai bine. Mai întâi aveau nevoie de mâncare. S-au rugat și Dumnezeu i-a trimis mâncare unuia din belșug, iar celuilalt deloc. Apoi aveau nevoie de un loc în care să se adăpostească de vreme. Unul a găsit o peșteră confortabilă, iar celălalt nimic. Pentru a pleca de pe insulă, aveau nevoie de o barcă. Unul a găsit o astfel de barcă pe mal, iar celălalt nu. Când cel ce a găsit barca a vrut să se urce în ea și să plece de pe această insulă, s-a gândit că prietenul său se află în aceeași nenorocire și a decis să le ia cu el. Când au plecat din insulă, cel dintâi l-a întrebat pe celălalt: De ce, indiferent ce i-am cerut lui Dumnezeu, mie mi-a dat, iar ție nu? Celălalt a răspuns: Dumnezeu mi-a dat tot ce i-am cerut, pentru că în toată această vreme i-am cerut doar un singur lucru: să te ajute pe tine. Nu-i așa? Că e frumos? Dacă ți-a plăcut această pildă, dă un follow și distribuie să afle și alții.